Polițistul din Suceava, care apare în mai multe fotografii alături de membrii unui clan de interlopi, este cercetat disciplinar de către superiori. O anchetă internă a fost deschisă de către conducerea Inspectoratului Județean de Poliție Suceava, după ce mai multe fotografii au apărut în spațiul public. Dan Negură este angajat al Serviciului de Investigații a Criminalității Economice din cadrul IPJ Suceava. Acesta apare într-o poză alături de Adrian Corduneanu, un interlop din Iași, dar și alți membri ai aceleiași grupări. Omul legii stă la terasă cu alcool în mână, alături de persoane condamnate pentru trafic de persoane, trafic de droguri și alte infracțiuni. După ce fotografiile au ajuns virale pe rețelele de socializare, polițistul le-a șters de pe contul personal.